Bună, poți să ne spui și nouă cum au fost astea subiectele la BAC? Bună, au fost foarte ușoare, am avut moara cu noroc, eu am fost la uman și mi-a picat caracterizare de personaj, ceilalți au avut despre opera în general și în rest, chiar subiectele au fost super ușoare, n-au fost interpretate, nu știu. Au fost ceea ce te așteptai după un an de pandemie? Sincer, da, adică aveam mai multe presupuneri și asta era printre ele. A fost frumos. La ce notă te aștepți? Nu știu, dar între 9 și 10, probabil. Felicitări? Mulțumesc. De pe acum. Mulțumesc. Mersi și eu. Da, Sabina e și primul. Sabina e acum o oră. Cum a fost bacul astăzi la limba română? A fost ok. M-am așteptat, sincer, să dea ce a dat, a picat moara. Acum, ce pot să zic, Doamne ajută. Ușor sau okay. Greu? Da, a fost acceptabil. Nu pot zic că a fost prea ușor, dar nici prea greu. Au fost așa cum te așteptai să fie subiectele după o școală online atât de îndelungată? Da, sincer, da. Adică, cum am zis, dificultatea nouă nu a fost cine știe ce. A fost cam similară cu simularea, o să zic, și da, mie subiecte pe care le puteai rezolva cu o notă mulțumitoare, nu știu, peste 8, fără meditații? Da, lejer. Vă spun eu și da, se poate. Notă, cam la ce notă te aștepți? 8.50, să zicem. Cât a durat să rezolvi toate subiectele? 2 ore. Deci mult mai puțin decât timpul alocat. Da, da, da. Da, dar pe noi nu ne interesează. Da, pe mine nu mă interesează media la bac. Doar să-l iau. Mulțumesc că... Eu puteam să ne